Tot ce ai încaput-o pe timpul vieții, la bătrânețe se va amplifica. Știți poate întrebarea din filozofie, cine ești, nu? Dar de fapt se răspunde cu ce faci. Dacă câștigai bine, posibilitatea ca să ai tulburare mentală sau suferință psihică era scăzută, cum spunea Freud. Dacă ți-ai ales o soție, un partener, probabil că partenerul există în timp de când te-ai născut. Mulți necesită vindecare. Am observat că oamenii care vin în terapie nu știu nimic despre terapie. Nu știu ce face un psiholog. Nu știu diferența între un psiholog, psihoterapeut sau psihiatru. Dacă un om se eliberează de efectele șocului, el nu transformă acel efect în traumă. Dacă ajunge acasă și vede că soția are o emoție sau el are o emoție, o stare, să nu întrebe ce e cu tine sau de ce ești așa. Ce mai util este să întrebe ce e cu mine de ești așa. Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre o tematică foarte interesantă, mai exact despre emoții și personalitate. Pentru aceasta, îl am alături de mine pe colegul meu, Cezar Bătrân. Cezar, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Bună, Cristina, mulțumesc și eu de invitație. Noi ne-am cunoscut de curând, dar, cum îți spuneam, mi se par captivante postările pe care tu le faci pe rețelele de socializare. De aceea am vrut să am o discuție cu tine pe subiectul pe care tocmai l-am prezentat. În introducere, aș vrea să spui câteva cuvinte despre tine, să te cunosc eu mai bine și implicit cei care ne urmăresc. Desigur. La bază sunt psiholog clinician și psihoterapeut. Lucrez în special cu ceva ce se numește nevroză de simptom și nevroză de caracter, care de fapt asta se retraduce ca fiind tulburări de personalitate și tulburări psihosomatice pe partea de psihic. Cum ai descoperit că vrei să faci asta, psihologia? Nu am descoperit. A venit. A venit. A venit brusc, pur și simplu. Și cred că aveam o vocație de mic. Da. Cred că asta și înseamnă vocația, îndeplinirea psihicului de mic. Am înțeles. Ce îți place cel mai mult din domeniul în care noi activăm? Ce ți se pare cel mai fascinant din ceea ce ai descoperit, să zic, până în momentul prezent? Cel mai fascinant mi se pare când sunt în cabinet și oamenii au expresia aia facială de wow. Nu m-am gândit la chestia asta niciodată. Și atunci încep să pună sub altă lupă toată viața lor și încep să... Hai să punem între ghilimele să se vindece. Am înțeles. Da. Spune-mi, cu ce problematici vin de obicei oamenii la tine? Pe ce ești taxat, dacă pot să spun așa, preponderent? Preponderent în ultimul an, în jumătate, văd că tot mai mult vin oameni care suferă de anxietate. Mamă, deci e plin. Deci toate formele de anxietate posibile. Deci este full. Și la rândul, în special în rândul bărbaților, văd că depresia e destul de comună acum. Sau reacțiile depresive. Da. Dar, pe general, cam cu toții vin în cabine din cauza unor evenimente la care ei nu au putut să se antreneze niciodată și psihicul lor nu a fost antrenat niciodată. Și exact acolo lovește evenimentul acela. Am înțeles. Deci, cumva, să zicem, dificultate de adaptare la o situație de viață mai cam, problematică. Cam așa le au, da. Care, desigur, că ia sub forma unui diagnostic, într-un final. Uh-huh. Da. Aș vrea să te întreb, de ce crezi tu că este important ca omul să meargă la psiholog? Dă-ne câteva motive. Întrebare foarte bună. Păi, în primul rând, eu nu cred că omul fără psihoterapie va putea să iasă din psihicul niciodată, pentru că ăsta este serviciul pe care noi îl facem oamenilor. Nu se poate. Exact. Fără psihoterapie, omul va rămâne în psihicul lui și nu va face decât să-și îl crească. Adică, ce înseamnă asta? Asta e o chestie foarte faină. În psihologie există o lege nescrisă. Și spune cam așa. Tot ce ai încaput pe timpul vieții, la bătrânețe se va amplifica. Dacă pe timpul vieții ai ideație suicidară, ai reacții depresive, nevroze de simptom cum e anxietatea, melancolie, la bătrânețe toate se amplifică. Și poți și să explic de ce se amplifică. Te rog. Că nu mai muncește omul. Ea mai muncind, are timp să-și arunce psihicul peste tot. Munca îl mai reține puțin din a se arăta complet. Deci pensionarea aduce cu sine amplificarea psihicului. Și noi nu vrem asta. Acum la cabinet încep tot mai mult să ajungă oameni peste 65 de ani. Da, justificare e foarte bună, cum ai spus. Îi se amplifică psihicul omului și nu poate să facă față. Asta se poate întâmpla și în cazul unei persoane mai tinere care nu are activitate?
În ce sens? În sensul că, să zicem, poate nu lucrează sau nu-și ocupă mintea cu ceva. Din start, dacă nu lucrează, este un semn foarte mare de... Uh-huh. Da. Deci, da, asta se poate întâmpla. Uh-huh. Traduc cumva ceea ce ai spus tu, că dacă nu avem o ocupație, dacă nu ne ocupăm mintea cu ceva, orice ar fi acel ceva, mintea noastră poate să meargă în direcția asta de a-și poate chiar autodezvolta anumite tulburări de dispoziție, cel puțin. Posibil, uh-huh. Da. Știți poate întrebarea din filozofie, cine ești, nu? Dar de fapt se răspunde cu ce faci. Cine ești este exact ceea ce faci. Și omul este dezvăluit de munca pe care o face. Și cel care nu are o muncă cumva supraviețuiește în viață, cumva, fie că e un om care este întreținut, e tot un fel de loc de muncă, prin prisma psihicului său, și atunci el tot are un serviciu, dacă e un serviciu neutil. Mm-hmm. Da. Da, uite, întrebare cu care eu m-am confruntat și poate și tu. De ce în ziua de astăzi sunt mai multe problematici de ordin psihologic sau psihiatric decât în trecut? Poate bunicii, străbunicii noștri aveau o viață mult mai activă, munca de câmp, ocupația de zi cu zi, crezi că și ăsta e nu, un... Nu, cred. Nu. Nu, absolut deloc. Dacă acum o să fiu poate puțin direct, dar dacă mergeți cu mașina prin orice sat din România, jumate din satul ăla sunt oameni cu tulburări mentale. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că sunt alcoolist, tulburări de comportament, de control al impulsului, nu sunt neapărat alea puternice, da. Dar sunt. Nu cred, doar că nu am avut diagnostice ca să... N-am avut o denumire, nu? Pentru denumire. Ce exista, da. Nu, diagnosticul mai în trecut, la psihiatrie, se făcea în funcție de cât de mult câștigă omul financiar. Dacă câștigai bine, posibilitatea ca să ai tulburare mentală sau suferință psihică era scăzută. Adică, aproape, în general, oamenii săraci erau diagnosticați. Nu știu dacă e un criteriu bun de diagnostic. Da. Câți bani câștigi. Mhm. Nu știu. Da. E un criteriu până la urmă. E un criteriu foarte prost. Așa a fost în da, 1800. Da, sau... da. Și apoi cu apariția lui Freud și când a studiat isteriile și toate astea, au văzut că foarte multe femei din clasa superioară au lucrul ăsta și atunci cumva... S-au echilibrat lucrurile, exact. Aș vrea puțin să ne vorbești despre formarea pe care tu ai terminat-o și în care lucrezi în momentul de față. Sunt psihoterapeut adleren, care este, desigur, cea mai bună psihoterapie posibilă. Nu știu, sunt mai la cameră, dar este cea mai bună psihoterapie. Este o psihoterapie care pune accentul, am vorbit înainte de a începe, de holism, că ai studiat mai multe pentru a înțelege omul. Este o psihoterapie holistică și chiar este, pentru că ea tot omul unitar, în sensul că ea și partea emoțională, și partea psihică și organele le au împreună. Adică ele nu pot să funcționeze separat. Orice proces psihologic se bazează și pe procese organice, orice proces organic se bazează și pe procese psihice. Dacă psihicul este descurajat, s-ar putea ca se vadă pe creier în 5, 6, 7 luni și chiar să creeze șanțuri și atunci vorbim de șanțuri pe creier și vorbim de depresie. Dar dacă creierul este iarăși inflamat, care este o cauză pentru depresie, s-ar putea să fie și psihicul după aceea la pământ. Asta pentru că psihicul uman nu are sistem imunitar. Creierul are sistem imunitar. Psihicul uman are câteva funcții regulatoare, dar nu are sistem imunitar. Înseamnă că, dacă omul prin sine, prin antrenamentul lui de toată viața, nu și-a găsit metode, cam orice șoc o să fie, o tot timpul o să fie mai în jos, mai în jos, mai în jos. Și atunci psihoterapia vine să creeze sisteme imunitare psihice. De aia psihoterapia mai demult se numea psihoneuroimunologie. Nu știam. Da, suntem psihoneuroimunologi. Uh-huh. Facem bariere de apărare. Și pot să spun acum că vocația este cea mai mare apărare împotriva tulburării mentale. Uh-huh. Adică, poți da o exemple? Da, cum să nu, te rog. Da, avem o doamnă care alege să facă pedagogia. Da, bun. Ea nu iubește pedagogia. Nu are nicio treabă cu asta, nu-i plac copii, nu, nimic. Și devine profesoară. No, bun. Și atunci avem stresul, nu? Care e format din eustres și distres. Eustres e partea aia mai utilă care îți dă ție boost-ul să înaintezi în viață și distresul e partea nasoală care te pune la pământ. No, bun. Nefiind vocația ei, ea o să intre în câmpul muncii, merge la școală, vede copiii o să urle, o să fie, cum sunt copiii, și ea în loc să mănânce eustresul de la muncă, ea va digera distresul, pentru că nu este vocația ei. Digerând distresul ăsta, rata de îmbolnăvire la locul de muncă e foarte mare. Dar dacă avem o persoană care are vocația de a fi profesor, merge la școală, vede copiii cum urlă, cum aruncă pe pereți cu lapte,
fiind eustres și fiind o vocație, ea va găsi metode ca să îmbunătățească munca și să se apropie și mai mult de copii. Și atunci nu va fi un stres distres pentru ea ca să se îmbolnăvească. De-aia vocația salvează foarte mult psihicul omului. Și de-aia foarte mulți care vin în cabinet sunt oameni care nu au vocație. Mm-hmm. Îi ajut să găsească vocația, poți să-i ajut și în sensul ăsta. Da, cum să nu. Mm-hmm. Da, prima vocație se găsește undeva pe la 2 ani. Deci mergem până acolo. Super. Deci cam acolo se găsește. Foarte mulți, dacă vorbești cu un medic, cu un contabil, cu un inginer, cu un mecanic și vorbești despre copilăria lor sau le cere, faci anumite intervenții proiective cu ei să vezi cum au gândit pe la 2-3 ani, o să vezi că dau, tot timpul dau indicii spre vocația pe care o au. De exemplu, un contabil recent mi-a zis că atunci când era mică, se juca cu o păpușă, două mașini, trei. Da. Da, foarte mulți medici au amintiri cu moartea cuiva, cu accidente când sunt mici. Da. Dacă vorbești cu mecanic, foarte mulți pe la 4 ani, 5 ani, 3 ani, reparau chestii. Da. Deci cumva vocația e pusă cam de atunci. Da, cred că e un indice foarte important pentru părinți, care, părinții care își văd copii jucându-se în diverse contexte, deja pot să-și formeze aproximativ o idee. Poți să-ți formeze aproximativ toată ideea despre caracterul copilului, cum va fi ca adult în joacă. De atâta îți trebuie. O analiză pertinentă la cum se joacă copilul. Și deja o să-ți dai seama cum o să fie adultul toată viața. Așa este. El nu tinde să se schimbe. În psihoterapie vedem și avem o... Noi funcționăm după ceva ce se numește teorie psihoterapeutică. Teorie nu este doar o teorie. Teoria în știință înseamnă că sunt ipoteze validate științific. Cum e teoria bacteriilor sau mai știu eu ce teorie. Adică nu sunt doar teorie. Și una dintre teoriile din psihoterapie e că gândirea, că virgulă gândirea umană se cam cristalizează până la 4 ani jumate, 5 ani. Înseamnă că ce vocație vei avea, dacă o vei întreprinde sau nu, e pusă până atunci, ce fel de soț sau soție vei avea pusă până atunci, știi? Limitările experiențelor sunt puse până atunci. Da. Cum spunea Freud, dacă ți-ai ales o soție, un partener, probabil că partenerul ăla există în timp de când te-ai născut. Și așa este. Că tu îți formezi ideea despre masculin, feminin, cam până la 2-3 ani. Așa este. Da. Și cam toate alegerile se fac acolo. Și mai vin foarte mulți în terapie care spun, păi cum, adică eu nu am nicio decizie? Ba da, toată viața ai avut decizia să-ți menții sistemul default. Și asta ai făcut și asta facem. Cum spune Charcot, neurologul, de 1800 și ceva. Noi vom găsi în lumea asta doar ce avem în cap. Și dacă gândirea noastră s-a cristalizat până la 3 ani jumătate, 4 ani jumătate, 5 ani, noi vom găsi tot timpul ceea ce am pus acolo. Nu o să găsim mai mult. Deci liberul arbitru este limitat până la urmă. Alegem în funcție de istoricul cu care venim. Numai psihoterapia poate să readucă liberul arbitru. Să învățăm să fim normali în normalitate, cum e adevărat. Da. Dacă omul nu face intervenție psihoterapeutică, va continua să-și ducă sistemul default toată viața. Nu va scăpa de niciodată. Și am vorbit acum câteva zile despre alegerea unui titlu de podcast. Da. Și am spus că la prima a fost cele trei șoc, cele trei factori care schimbă gândirea umană. Da. Deci dacă omul nu are acești trei factori, el va rămâne în gândirea lui toată viața. Nu poate să iasă de acolo. Care sunt acești factori? Da. Omul că ai întrebat. O să-i spun foarte rapid și după aceea intrăm în detaliu. Primul factor studiat de psihologie care schimbă, care scurcircuitează gândirea umană, este șocul. Asta se numește trauma. Înainte era șoc. Că șocul vine după ceva ce se numea șoc de glonț, care era prediagnostic cu stresul post-traumatic. Șoc de glonț. E șoc. Șocul poate să scurcircuiteze gândirea umană. Dar care gândire? Aia pe care o pus-o până la 4-5 ani. Asta e cu joc asta. Ce înseamnă asta? Îți dau un exemplu. Ca șocul să destabilizeze psihicul și să-i producă evoluție, trebuie ca șocul să fie specific pe psihicul lui. Dacă un om care, nu știu, pot să dau exemple, nu? Te rog, da. Avem un bărbat care merge cu copilul în mașină. El suferind de alcoolism. Cum e diagnoscut la psihiatrie? Etilism cronic? Ceva de genul ăsta. Cu copilul în dreapta. Bun. Ei merg cu viteză, tatăl bea, copilul în dreapta, aproape că fac accident. Aproape. Da? Ăsta se numește șoc pe minus. Șocul pe minus nu face decât să amplifice gândirea omului. Adică ce face el? O să înceapă să-și înjure copilul. Bă, de ce n-ai fost atent la drum?
amplifică șocul pe minus, amplifică gândirea umană. Asta e ceea ce încearcă soții și soțiile să producă în cuplu. Șocuri pe minus. Dacă nu te schimbi, iau copilul și plec. Sau alte cazuri cu o băga cu zid un picior sau mai știu ce. Șocuri pe minus. Ca să schimbe gândirea soțului, ca să rămână sau ca ea să rămână și tot felul de jocuri. Bun, șocul pe minus nu schimbă gândirea, o amplifică. Dacă îl avem pe acest tată, care e alcoolic și are accident, sau are un accident, efectiv are accidentul, și poate moare copilul, s-ar putea ca pe psihicului să fie șoc pe plus și să-i producă un scurt circuit în gândire. Dar nu știm dacă e posibil. Așa. Pentru că la foarte mult se produc șocuri și nu se scurcircuitează nimic. Rămâne acolo. Trebuie să fie șoc pe plus, așa se numește. Ceva pe vulnerabilitatea lui psihică. Dacă el este dependent de maică sa, știi? Și dacă îi se întâmplă altceva pe alt paler al vieții, s-ar putea ca decesul mamei sale să-i produce un, să-i producă un șoc pe plus și atunci să se gândească la viață. Sau nu? Da. Nu știm. Da, așa este. N-avem de unde. Dar eu zic că nu e ok să așteptăm șocul pe plus ca să se producă o schimbare în viață. Chiar deloc. Da, cred că, vezi, unii oameni care se apropie cumva, poate au șocul ăsta pe minus de care spuneai tu. Li se amplifică gândirea. Exact. E momentul în care spune, ok, trebuie să fac o schimbare. Vorbeai și în cazul persoanelor, de exemplu, consumatoare de alcool. Se poate întâmpla, nu propriu zis, să aibă un accident, ci să fie în pragul de a face un accident și în momentul ăla să conștientizeze, dar ar trebui să merg la terapie sau să iau un tratament sau ceva să schimb posibil în viața mea. Posibil. Da, n-avem aș de unde știi, dar... Aș vrea să am atât de multe speranțe. Nu știu. De obicei șocul pe minus amplifică gândirea pusă de om toată viața. Îi se arată caracterul și mai urât. Tot timpul îi se arată caracterul și mai urât. Da. De-aia zic că șocul pe minus nu prea face schimbări decât șocul pe plus. Și trebuie să fie un șoc specific psihicului sau vulnerabil. Că și așa, oamenii care vin la terapie vin datorită șocurilor, mulți. Evenimente de viață. Așa este. Da, dar evenimentul de viață îl atacă exact în zona în care nu s-a antrenat toată viața. Cum spuneau stoicii. Stoicii stăteau noaptea și se gândeau noaptea cum îi să le moară familia. Să-și facă o desensibilizare, știi? Ca să nu fie atât de profund atacați. Da. Noi nu facem chestiile astea. Cine stă să se gândească noaptea la chestiile astea? Vrem să evităm. Da, așa este. Nu? Așa este. Asta e primul element care schimbă gândirea cu adevărat. Dacă nu-l avem, și nici nu vreau. Cine ar vrea șocul pe plus? Nu este. Da. Aici cred că merge și o reîncadrare. Vezi, în momentul în care ai o situație nefericită, cumva acolo stors ceva pozitiv din asta, ar fi faptul că poți să-ți schimbi într-o oarecare măsură. Se poate. Da. Deci, trauma schimbă gândirea umană. Da. Nu știm cum, dar o schimbă. A doua chestie care schimbă gândirea umană și foarte, foarte rară, nu cred, foarte rară, este iluminarea divină. Da. Da, că efect să pogoare sunt tot sau... Pe da. Psihicul tău și să schimbe efectiv creierul. Da. Sunt studii făcute imagistice pe oameni care au plecat în Asia și spun că au găsit această iluminare divină. Au făcut scanări ale creierului lor înainte și după cu câțiva ani, 6-7 ani și adevăr este că creierul lor arăta diferit. Dar e foarte rar. E un caz, știu, în 10 ani de muncă. Foarte rar, eu nu știu pe nimeni. Decât la o conferință a fost unde a venit efectiv medicul psihiatru care a suferit de o tulburare și n-a găsit rezolvare în Europa. Și a plecat acolo. Și printr-un prost noroc a găsit iluminarea divină. Că foarte mult se merge și nouă parte de așa, așa ceva. Este. Da. Dar iarăși, cine are timp să stea după iluminare divină? Eu nu am timp să stea după iluminare divină. Da. Și a treia chestie care schimbă gândirea umană până în 2023, unul este medicamentul, e psihoterapia. Dacă nu e una dintre astea, ne așteptăm ca omul să-și ducă psihicul mai departe toată viața și chiar să și-l amplifice. Nu poate să-și le schimbe. Omul nu intră, el nu poate să-și schimbe psihicul. El nu intră în acești trei factori. Nici n-are șanse. El se va comporta toată viața precum și-a stabilit psihicul în copilărie. Uite, mi-ai ridicat mingea la fileu. Poate și cu întrebarea asta te-ai, ai avut acces la ea sau au fost persoane care te-au întrebat. De ce nu este recomandat să mergi să discuți sau să te aștepți la o schimbare de un fel sau altul discutând cu o persoană apropiată, un prieten, un confident și este mai recomandat, uite, ne-ai dat un motiv pertinent de a merge să faci psihoterapie cu o persoană pe care nu o cunoști până la momentul foarte respectiv. Tare. Mi-aduc aminte de o profesoară din facultății care tot îmi spunea că pompierii, după ce participă la o descarcerare sau ceva, ei trebuie să facă imediat debriefing sau o terapie de grup foarte rapidă. Pentru că ei merg acasă
și efectiv partenerul, partenera nu știe cum se comportă cu el. Nu are un protocol de gândire, nu știe și poate să-l bage și mai tare în o singură frază trebuie să-i spună pompierul și să-l destabilizeze complet. Nu, lasă că nu știu ce, sau nu-i bai, sau asta e meseria ta, da. Sau bine cu trecut. Nu, omul trebuie să meargă chiar dacă e în rândul pompierilor cu psihoterapeutul de serviciu de la pompier sau unde o fi și să dea afară, să aibă un catarsis, să dea afară, să se normalizeze situația dacă se poate. Deci nu recomandăm... Da. Nu. Nu, că nu știe efectiv omul ce să zică. Okay. Eu zic că în toată experiența noastră avem protocoale cum să lucrăm cu oamenii. Okay. Dar nu recomand că oamenii să meargă la alte forme de... Nu. Pentru că foarte mulți ajung din nou la psihoterapie sau la psihiatrie. Da. Da. Uh-huh. Ajung la decompensare foarte puternică și acolo sunt. Da. Aș vrea un pic să ne îndreptăm în direcția emoțiilor. Acum, nu din punct de vedere al definiției propriu-zise, dar aș vrea să ne spui ce înseamnă emoția pentru tine sau în munca pe care tu o faci. Cum ai traduce-o? Pot să zic că nu înseamnă foarte mult. Chiar nu. Eu practic o psihoterapie care pune accentul pe gândire. În psihoterapie și eu cred că în gândirea umană există ceva ce se numește teleologie. Teleologia nu înseamnă teologie. Deci nu are legătură cu teologia, cu religia, cu credința și așa mai departe. Are legătură cu ceva ce se numește scop final. Deci noi vedem emoțiile ca având scopuri. Și scopurile tot timpul sunt puse de gândire. Păi noi nu ne interesează emoția, ne vedem emoția ca fiind un mijloc de a-ți atinge scopul. Vă dau un exemplu. Vine o mamă acasă și vede că copilul nu și-a făcut temă și îl bate. E nervoasă și îl bate. Peste 2 minute sună profesoara. Merge fericită la telefon. Nu bun. Dacă am vorbit cu psihiatru, ar spune că femeia asta e labilă emoțional. Sau că suferă de, nu știu, instabilitate emoțională. Ceea ce nu există. Instabilitatea emoțională nu există. Este mai ușor să devină să culpabilizeze emoția decât gândirea. Există instabilitate în gândire. Emoție nu există. Noi în psihoterapie nu putem trata emoțiile. Cum? Eu așa lucrez. Nu am cum să fac intervenție pe emoții. Emoțiile nu necesită vindecare și pot să dau și cazuistică. Deci a venit mama asta acasă și a bătut copilul nervoasă, a venit, a sunat profesoara, a răspuns fericită. Vedem 2 emoții diferite, nu? Nervozitate și fericire. Mm-hmm. Sau? Da. No, bun, hai să intrăm în profunzime. Când a venit acasă, mama asta nu și-a stabilit o emoție. Ea și-a stabilit un scop psihologic. Iar scopul a fost, trebuie să-mi duc copilul. Ca să-mi duc copilul, trebuie să iau din arsenalul meu, din sutele de posibile emoții pe care le-ar ea antrenate și noi ca ființe umane, singura emoție care mă ajută să-mi îndeplinesc scopul de a-mi educa copilul. Adică de a-l bate. Pot eu să-mi bat copilul dacă sunt fericită? Păi nu pot. Nu. Deci eu, având scopul să-mi duc copilul prin bătaie, am nevoie de o emoție care să-mi dea energie să pot să-mi ating scopul. Bun, l-am bătut, mi-am atins scopul. Peste 2 minute sună profesoara. Mi se schimbă scopul psihologic. Scopul este să am relații bune. Poți să am relații bune cu profesoara dacă sunt nervoasă? Nu. Păi nu poți. Astfel că îmi schimb emoția rapid, adică am o altă tensiune în corp, îmi schimb emoția rapid, ca să-mi ating noul scop. Deci noi lucrăm pe partea de scopuri, de teleologie. Vedem că orice comportament înseamnă că și orice simptom și orice diagnostic, că multe tulburări sunt tulburări afective, nu? Da. Da. Au scopuri. Vă dau un caz din cabinet? Da. Nu. Doamnă, 40 ceva de ani, dar diagnosticată cu depresie deja de, cred de 15 ani. Dai seama pe pastile de atâția ani. Foarte mult. Nu știu, nu m-am băgat în zona asta, că nu-i farmacologia, nu-i treaba mea. Chiar dacă consider că psihologia ar trebui în special clinicienă să știe psihofarmacologie. Ea a intrat în depresie după ce a fost înșelată de soț. Înșelată de soț. Bun. În depresie. De fapt, ce a făcut ea în toată depresia asta? De ce medicamentele nu au funcționat? Pentru că medicamentele nu atacă scopul psihologic în depresie. Avem așa. Poate ți imaginezi o schemă. Emoție, comportament, scopul. Emoție vine din latină, înseamnă emovere, înseamnă a energiza, exact. O energie spre comportament, a te mișca ca să atingi un scop. Deci emoțiile le folosim să ne mișcăm pentru a atinge un scop. Cum putem să tratăm noi emoția? Trebuie să tratăm unde merge omul, știi? Nu neapărat cum merge, unde merge.
Am intrat în depresie. Depresia asta a fost, de fapt, o metodă de-a ei, pe care am învățat-o din copilărie, să se răzbune pe soție. Deci, care a fost scopul ei în depresie? Da, ea suferea de chestia asta, că normal că suferi de emoția aceea. Da. Da. De fapt, depresia a fost o metodă de răzbunare foarte așa, subtilă pe soție, dar cum să se răzbune? Să lase pe el să facă tot ce se poate pentru familie, pentru casă, pentru tot. Nimic. Ea nu făcea nimic. Mm-hmm. Asta era metoda ei de mică, în depresie, ca să se răzbune pe soție. Să lase pe el să facă tot. Abia după ce ajunge la realizarea scopului, mm-hmm. ea a început să iasă din depresie. Să dea seama că exact ea este persoana care își crea această patologie. E foarte important la psihoterapie să facem diferența între cum e depresie psihologică sau depresie organică. Da. Așa este. Ea dădea toate semnele de depresie psihologică. Reactivă la un eveniment exact. De viață. Da. Exact. Și atunci pe noi interesează. Bun, omul să o intrat în depresie, dar cu ce scop? Ce câștigă din chestia asta? Da. Știi că există chestia de beneficii. Așa este, da. 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 Cu ce scop a intrat? Pastile nu funcționează. Nu au funcționat. Înseamnă că există un scop. Și scopul era o răzbunare lentă pe soț, să-l pune pe el să facă tot. Da. De-aia medicamentația nu a funcționat. Și atunci ne uităm la emoții ca având un scop. Uh-huh. Noi tratăm partea psihică și e interesant asta. Dacă noi redirecționăm scopul omului, tot ce este în spatele scopului se modifică de la sine. Da. Tot. Da, da. Dacă scopul este să nu se mai răzbune pe soții, ci să-și facă altă viață, o să vezi că toată depresia ei, tristețea, toate astea, care mențineau acel scop vechi, uh-huh. se cam duc. Suntem persoane teleologice, persoane cu scopuri. Altfel nu putem. Cred că situațiile de genul sunt acelea care ai spus tu cu wow-ul aferent, nu? Persoana mm-hmm. când conștientizează, poate nu din prima instanță, din prima. Pentru că sunt niște rezistențe aici, cred că mulți oameni care au trecut prin, cum ai zis tu, tulburări de dispoziție de un fel sau altul, au rezistență la se gândi că acolo cumva eu mențin asta, îmi face, da, cum ai spus tu, am un scop. Nici nu vrem să-i spunem omului asta. Da. Nici nu. Noi încercăm subtil să vedem cum își planifică viața. Mhm. Da. Deci am aflat că la psihoterapie, ca omul să aibă o schimbare de personalitate, tu trebuie să explici lui personalitatea lui, dar într-un mod în care el să o înțeleagă. Da, să o înțeleagă exact pe criteriile minții lui. Uh-huh. Da. Ceea ce e puțin complicat. Da. Din punctul tău de vedere, cam cât durează o psihoterapie care implică astfel de schimbări ale personalității? Știm că personalitatea este stabilă în timp și destul de dificilă când vine vorba de ajustări și schimbări. Da, așa este. Asta e ceea ce îmi place. Dacă este de personalitate, durează. Uh-huh. Nu știm cât durează, dar durează. Da, deci dacă nu vorbim de o terapie de termen scurt, asta da, e clar. Dacă este de simptom, aia se rezolvă. Uh-huh. Da, pentru că avem trei ordine de schimbare în psihoterapie. Încercăm prima dată să scădem simptomul, apoi să facem schimbări de personalitate dacă putem și apoi a treia modificare ar fi ca omul să devină terapeutul uh-huh. în timp. Să funcționeze de unul singur, de unul singur. În mare măsură. Uh-huh. Da, exact. Care mai sunt lucrurile pe care tu le-ai observat în terapie? Care sunt nevoile noastre, să zicem așa, românilor sau a clienților românii. Cu care tu ai lucrat? Aici mă refer poate și la ideea de cadru, nu știu, poate sunt lucruri pe care ai observat că oamenii nu le știu despre terapie sau au niște așteptări exagerate vis-a-vis de procesul terapeutic? Oamenii nu prea știu nimic despre terapie, deci nu prea știu absolut nimic. Nimic. Ce știu e din filme. Uh-huh. Cam din filme. Nu știu ce înseamnă, nu știu cu ce se ocupă. Și colegii mei de la clinică care sunt medici, ăsta nici ei nu știu. Pentru că nu se propagă chestia asta în societate. Nu se știe. Uh-huh. E așa un... Oare ce se întâmplă acolo? Da. Da. Cineva m-a întrebat, și ce facem aici? Facem exerciții? Facem exerciții. Da, oamenii se așteaptă să facem exerciții. Asta o să întreb. Folosești anumite tehnici de genul? Nu știu. Tehnici? Teme pentru acasă, exerciții, tematici de gândire. Folosesc una care îmi place foarte mult, se numește tehnica butonului. Tehnica butonului se referă la întreruperea depresiei. Uh-huh. Îl punem pe om să se gândească la o amintire plăcută și atunci el experimentează toate emoțiile plăcute, chiar dacă este într-o depresie destul de profundă, apoi la o amintire neplăcută și apoi la încă una plăcută. Adică el învață în terapie prin chestia asta că poate să-și direcționeze singur partea asta afectivă.
super. Pe mulți ajută. Uh-huh. Da. Pe mulți. Dar nu, am observat că oamenii care vin în terapie nu știu nimic despre terapie. Nu știu ce face un psiholog. Nu știu diferența între un psiholog, psihoterapeut sau psihiatru. Da. Nici noi nu educăm oamenii. Așa este. Asta încercăm să facem aici, uite, de aceea da. Avem invitați psihologi care să vorbească despre formările lor și despre ceea ce ei întâlnesc în terapie, cumva să normalizăm partea asta de a merge la psiholog, mai ales că ne-ai dat și un motiv important, pertinent, concret, că se poate produce o schimbare. Una dintre cei trei piloni, cum ai spus și tu, trei factori, da, care pot produce niște schimbări pe care, așa să presupunem, ni le dorim în anumite situații. Le dorim. Da. Exact. Lucrezi cu adulți, cu copii sau și? Am încercat cu adolescenți. Asta mi-a plăcut, că sunt foarte sinceri. Deci sunt foarte sinceri. Deci ți-o dau așa dintr-o dată. Știi, bă, nu-mi place cum stai aici sau te mai uita așa. Sau... Da, am încercat. Îți trebuie mai multe tehnici cu ei. Încerc să mă limitez la adulți. Da, înțeles. Îți place mai mult, nu? Partea asta. Da. Am citit pe pagina ta de Facebook, de fapt am văzut în descriere, că ai elaborat niște cărți online sau pe partea de traumă sau niște tehnici din punctul ăsta de vedere? Este o carte, este o tehnică pe care am integrat-o și eu de la un prieten, care el a plecat cu... Este o organizație, Medici Fără Frontiere? Nu știu, sunt cu medici care pleacă în Africa. Am înțeles. Uh-huh. Și au plecat și psihologi. Au plecat și pentru că asta este nivelul traumatic. Acolo e foarte ridicat. Da. E mega ridicat. Da. Nu există intervenție psihologică, psihoterapeutică. Abia există intervenție medicală. Nu este. Când ești rugat să pleci în Africa, când pleci în Africa, ești rugat de compania care te duce acolo dacă poți să duci cu tine mâncare sau chestii să dai. Tu ești ca simplu vizitator. Da. Și a fost o tehnică dezvoltată în zona aia. Este o tehnică foarte simplă, așa mai mult împrumutată din partea asta Orientului, de apăsare pe anumite părți ale corpului care să mai reducă puțin din reacția la traumă. Uh-huh. Atât. Atunci când ți revine acea amintire sau ceva, să nu mai intri în acele reacții. Uh-huh. Este asemănătoare cu intervenția cu mișcarea ochilor. Da. Am uitat numele. Mișcarea oculară, da. Nu știu. Da, este o terapie, intervenție specială pentru asta. Da. Uh-huh. În timp ce tu îți miști ochii și te gândești la imaginea traumatică, cumva se desensibilizează partea creierului din curte suprafrontal, care conține imaginea și când te gândești din nou la ea, nu sunt mai reacțiile fiziologice de a intra. Funcționează. Pentru mulți funcționează. Dacă asta vor și asta e specificul scopul, funcționează. Da. Povestește-ne puțin despre traumă. Ce înseamnă trauma? E foarte interesant, e un cuvânt foarte des folosit. Fiecare specialist îl folosește în felul lui. Nu am găsit ceva unificator. Deci nu am găsit. Deci am colegi care sunt medici, care sunt medici dentiști, psihoterapeuți, psihiatri. Trauma este în fiecare specialitate. Fiecare o definește diferit. În psihologie eu numesc trauma ca fiind șoc. Uh-huh. Ca fiind șoc. Și e interesant cu trauma asta. Pot doar să spun, din cazuistică, că, virgulă, trauma se transformă în traumă, se creează, doar dacă omul decide, nearticulat, neconștient, să se mențină de efectele șocului. Atunci, dacă un om se liberează de efectele șocului, el nu transformă acel efect în traumă. Mm-hmm. Deci noi găsim oameni traumatizați, la oameni șocați, da. Oameni care nu se lasă de acel eveniment, care se mențin de acel eveniment. Și dacă se mențin de acel eveniment, găsim iarăși psihicul lui în acțiune. Cu ce scop o face? De ce nu se lasă de, da. De efectele șocului, știi? Nu se lasă. Poți da exemplu? Te rog. Avem doi copii. Poate o să pară simplist, dar asta este, explic simplist. Avem doi copii care până la 3-4 ani... Unul își creează tiparul de a fi pe lumea asta, a fi cel puternic. Asta este. El a decis în capul lui să fie cel puternic pe planeta asta. Și avem un copil care a decis să fie cel timorat. Cel timid, cel ce face pe plac. Uh-huh. People pleaser, să fie exact. Pleaser. Da. Deci au deja personalitățile create. No, bun. Și ambii, la câțiva ani, pe la 7-8 ani, suferă de un șoc, o traumă, ori un abuz, oriceva.
Normal. Și atunci e interesant, se modelează sau nu trauma după personalitate? Se modelează, cum să nu? De ce? Dacă cel puternic are scopul să rămână puternic, s-ar putea ca pentru el ceea ce s-a întâmplat să rămână în stadiul de șoc. Și atât. El nu transformă șocul în traumă, adică nu se menține de efectele șocului. Dacă avem un cu o personalitate de pleaser, de a fi copilul bun, de a face pe plac și toate astea, s-ar putea să găsească în psihicul inconștient foarte multe motive să se mențină de efectele șocului și să transforme efectele șocului într-un adevăr general. Și atunci găsim scopul, implicarea psihică în traumă. Deci nu se poate. Vine evenimentul, dar trebuie și psihicul să fie implicat în eveniment ca să creeze trauma. Că altfel nu se poate. Spuneai de personalitate. Da. Totuși, familia în care copilul crește, condițiile de mediu, ce influență au în dezvoltarea lui ulterioară din punctul ăsta de vedere? Foarte mari, dar în psihoterapie vedem că familia, frații, evenimentele de mediu se numesc influențe și nu cauze. Da. Da, deci influențe. Toată lumea, când e la terapie, mulți dau pe vina pe părinți sau pe... Nu, ei se numesc influențe, nu sunt cauze. Deci părinții, ei nu sunt cauza dezvoltării tale psihice. Că nu sunt. Și o să dau și un exemplu aici, iarăși din cazuistică. Noi vedem că părinții sunt influențe. Copilul, așa este, cum spuneam, foarte mare psihiatru, copiii sunt foarte buni observatori, foarte prost interpreți. Și atunci, dacă influențele majoritare în familie sunt nasoale, s-ar putea ca interpretarea copilului, neavând modele utile, să interpreteze totul foarte eronat. Deci noi vedem, iarăși, în psihoterapie nu vedem că există cauze. Noi ne folosim de un determinism mai ușor. Nu e ca la medicină, de ceul acela foarte pronunțat. Nici nu-l putem ști de multe ori. Nici nu cred că ne interesează. Exact. O să-l afli de 1 milion de ori. Exact. Ce faci cu cauza? Da. Nu faci nimic cu ea. Da, bun, ai aflat-o, felicitări. Avem un determinism mai ușor. Și atunci cauza pentru tulburările psihice, suferințele psihice, se află exact în gândirea copilului. Este și cauza și efectul. Restul de afară sunt doar influențe. Copilul, neavând metode să perceapă mai util, o să își creeze psihicul după acele influențe. Aici putem vedea și diferențele, cum spuneai, între doi copii care aproximativ au crescut în aceleași medii, dar s-au dezvoltat diferit și cu mecanisme de gestionare a stresului diferite. Exact. Și acum un caz foarte interesant de chestia asta, că foarte mulți au venit pe... Uite, o mamă care avea un parenting foarte util cu copiii. Da, foarte util. Era foarte democrată. Cât de util mai poate să fie pe planeta asta? Exact. Ce mai poți să faci? Dădea același munci copiilor, dacă unul muncea, celălalt trebuia să muncească, să nu fie ăla defavorizat, mâncau cam la fel, tot timpul la fel, aceeași mâncare ce făcea. Deci foarte democrată și egalitariană. Și un copil se uită, se fixează cu ținta pe copii și într-o zi observă mama asta ceva. Și observă că un copil se uită la celălalt frate în farfurie. Pe la 4 ani. Deci din start, parentingul lui maică-sa a ieșuat. Copilul și-a interpretat parentingul cum a vrut el și a pus în capul lui, ca alții, să nu aibă mai mult decât el. Da. Fără nicio egalitate. Da. Deci copilul a făcut ce a vrut din parentingul mamei. Da. Da, așa este. Aici vin poveștile părinților care, într-adevăr, spuneam, dat o educație bună. Au avut parte de ce au avut nevoie și copilul... Nu ne interesează asta foarte mult. Exact, asta spun. O ia pe o cale... Da. Ne interesează cum interpretează copilul. Nu ne interesează ce face părintele foarte mult. Da. Și ăsta cred că e un element foarte important și aș vrea să subliniez exact. Ține orice situație până la urmă, că vorbim de contextul familial, experiențe de viață ulterioare, percepția noastră este cea care dă notă evenimentelor și asta lucrăm practic noi în terapie. Exact. Asupra perspectivei și a influențelor, cum ai spus tu, revenim și încercăm să producem anumite schimbări. Și cred că ăsta e un element pe care e important ca oamenii să-l știe, că de fapt puterea asta la noi. Exact. Noi, deci noi lucrăm cu percepțiile. E mai simplu să schimbă percepții decât un om. Exact. Decât să-ți schimbi soțul sau soția sau... Da. Și legat de ceea ce ai spus și iarăși mi se pare esențial, ții minte când făceam formarea, terapeuta ne-a spus, nu contează răspunsul de la întrebarea de ce. De ce s-a întâmplat asta? De ce? Nici nu este benefic să întrebăm în terapie, pentru că de multe ori putem găsi un răspuns greșit sau deloc. Exact. Și atunci nu ne aduce niciun beneficiu decât stăm și încercăm să scoatem la iveală ceva ce până la urmă nu contează și, cum ziceam, poate să nici nu fie factorul real al efectului. Exact. Uite, eu în terapie de cuplu
le spun celor care fac terapie de cuplu să nu întrebe niciodată de ce. Dacă ajunge acasă și vede că soția are o emoție sau el are o emoție, o stare, să nu întrebe ce-i cu tine sau de ce ești așa. Ce mai util este să întrebe ce-i cu mine de ești așa. Zic că e mult mai util să întreb ce-i cu mine, că s-ar putea ca omul de acolo să aibă o reacție la prezența ta. Da, sau o reacție anticipativă la prezența ta. Ce-i cu mine de ești așa. Și cred că funcționează mai bine decât ce-i cu tine sau ce s-a întâmplat. Spune-mi puțin cum te-au ajutat pe tine lucrurile astea în viața ta personală. Nu vreau să intrăm în detalii, dar doar să spui cum ai aplicat, cum te-a ajutat pe tine, nu știu, poate să interpretezi anumite evenimente din viața ta sau să-ți schimbi anumite comportamente. Să arătăm că funcționează până la urmă ceea ce noi discutăm aici. Funcționează. Da, noi știm asta. Incongruenți. Noi știm asta. Noi nu putem să vindem incongruența oamenilor. Exact, de asta și vreau să mergem puțin în direcția asta. Deci eu cred că psihoterapeutul e psihoterapeut și acasă și doar că acasă nu-și pune halatul. Uh-huh. Atât tot. Da. Deci exact. M-aș așa să fiu mult mai independent. Deci egalitate maximă relație. Și egalitate maximă relație. Uh-huh. Deci nu se poate fără egalitate. Deci nu încerc să îmi bag partenerul în inferioritate niciodată. Uh-huh. Niciodată. Pentru că știm că oamenii care vin la cabinet, ei vin și așa de pe o poziție de inferioritate. Că sunt relații, că e cu familia, cu societatea, cu suferința lor. Nu-mi permis să, în cabinet, de exemplu, să am scaunul mai înalt decât este el. Tot e egalitate. Mm-hmm. Pentru că egalitatea tratează foarte bine. Așa. Și foarte mulți oameni se vindecă pe chestii de egalitate. Mm-hmm. Are o relație egalitariană, sau cum se numește, da. Terapeutul. Egalitate. Și asta oferă un spațiu de siguranță, exact de ce are omul nevoie. Ca să-i reduc ce simptomatologia. Uh-huh. Da. Chiar acum, înainte să vin, am citit o poveste a lui Frankl. Victor. Victor Frankl, care a scris cartea Omul în căutarea sensului, da. Nu? Da, a fost supraviețuitor de Auschwitz. Și acolo povestea cum l-a sunat o doamnă în timpul nopții că se sinucide. Atât. Și a stat până dimineața să vorbească cu ea, să-i vândă tot felul de tehnici. Bă, nu te sinucide, nu te sinucide. Și într-o final, doamna a spus că nu mă mai sinucid, mulțumesc. Uh-huh. Și a întrebat-o, ce v-a ajutat? Simplu fapt, că a stat cu mine la telefon. Uh-huh. Și cumva el a făcut egalitate pe timpul serii. Exact. A stat la telefon cu ea. Nici o altă tehnică n-a funcționat. Uh-huh. El încerca în mod continuu să găsească ei motive să rămână în viață. Că cu asta se ocupa el. Nu. Am stat la telefon, mulțumesc. Am fost pe egalitate cu cineva, m-a ascultat cineva. Adică ea venea dintr-un sentiment de inferioritate complet. Exact. Da. Și asta a salvat-o. Deci egalitate completă, cred că asta este. Da, da, și faptul că știi că la modul real ești ascultat de cineva, trăim într-o societate în care, eu zic că, calitatea comunicării s-a deteriorat într-o oarecare măsură din cauza rețelelor de socializare, oamenii sunt pe telefon, nu mai interacționează atât de activ. Și uite, în cabinet ai parte de asta, adică ești ascultat, ești înțeles, nu ești judecat, exact cum ai spus, ești într-un mediu de sigur unde poți să te exteriorizezi, te manifesti așa cum îți vine fără să existe, cum ziceam, judecată și asta ajută foarte mult. Sunt oameni care se limitează la asta sau cel puțin deschiderea. Cu siguranță ai avut și tu cazuri în care oamenii au venit și au spus, n-am discutat cu nimeni lucrul ăsta. Asta e un factor prețios pentru noi. Este, exact. Spune-ne, te rog, de unde te documentezi tu? Poate faci și niște recomandări, nu știu, de cărți pe care le-ai citit, ai spus de Viktor Frankl. Câteva recomandări de unde oamenii se pot inspira, cei care ne urmăresc? Pe partea de lectură sau, nu știu, poate niște studii, tehnici, ce-ți vin ție în minte în momentul interesant. Actual? Interesant. Și pentru mine, implicit. Ce cărți de psihologie îți plac ție foarte mult? Pe terapie de familie, evident că asta este specialitatea mea de obicei în direcția asta, dar uite, îmi place și existențialismul, Viktor Frankl, Yalom, în direcția asta. Da. Interesant, Yalom. Mm-hmm. De la el am luat și de la o prietenă care lucrează pe experiențială chestia cu contractul antisinucidere. Da, da, cabinet, da, 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 da. Care funcționează foarte bine. Exact, exact. Și terapia de grup, pe care el a lucrat-o și are niște cărți în direcția respectivă. Și plus, mi se pare exact ceea ce discutam mai devreme, suportul. Mi se pare o persoană sau un psiholog uman, să spun așa, și cu o deschidere foarte mare vis-a-vis de oamenii cu care lucrează și nu se zgârcește în a prezenta ca și tine exemple din munca lui de zi cu zi și asta ajută. Și
pentru specialiști și pe oamenii care vor să participe la, la psihoterapie. Cred că e așa o invitație de uite ce se poate întâmpla într-un proces terapeutic. Da, sau de unde crezi tu că oamenii, sau cum să-și aleagă oamenii ceea ce citesc? Întreb asta și am întrebat și pe una dintre colegele din emisiunile anterioare, pentru că suntem contopiți de tot felul de cărți, de tot felul de părți ale psihologiei, mai mult sau mai puțin valide, și cred că este important pentru că oamenii văd că citesc, clienții mei îmi spun că citesc și atunci cred că e și important de unde ne documentăm. Da, e foarte interesant asta cu, cu cititul. Să știi că tematica asta de a lăsa omul care vine în terapie sau a-i da recomandări de citit, îl ajută sau nu. Deci asta există în literatura de specialitate, cred că din 1950 toamna. Per general s-a descoperit că nu este util să recomanzi cărți în terapie. Pentru că omul fiind într-o suferință psihică, el poate să înțeleagă ce vrea el de acolo. Și te trezești pe săptămână două cu afecțiuni somatice diferite la care nu te așteptai. Mm-hmm. Sau cu sentiment de nebunie. Sau cu tot felul de lucruri. Da. Deci e puțin cam greu. Eu nu prea recomand în terapie să se citească. Foarte mulți citesc și vin la terapie cu alte informații și atunci trebuie să contrabalansăm, trebuie să nu știu, să, iarăși, hai să zic cum stă cu terapia, cum îi. Și eu puțin cam greu. Merg pe premisa că oamenii oricum citesc. Doamne, și atunci cred citesc. Că vin, poate să vină din partea noastră o recomandare sau, exact cum spuneai tu, ajustare. Adică sunt oameni care vin și îi spun, am citit despre asta. Sau, uite, citesc acum nu știu ce carte. Și eu am o chestie cu oamenii care citesc pentru a se vindeca. Chestia asta nu funcționează. Asta este adevărat. Da. Deci ei se bagă în foarte multe subiecte, deci nu funcționează. Da. Nu faci decât de multe ori să-ți amplifici psihicul. Cum mi-a spus o domnișoară care vine la terapie, m-a pus să citesc și am intrat în, în anxietate și mai tare. Mm-hmm. Și așa este. Da. Și recomand ca pe timpul terapiei, hai să nu băgăm alte informații în cap. Ca și cum nu aș accepta să facă dublă terapie. Da. Că nu. Exact. Nu merge. Nu știu, e complicat. Chiar e foarte complicat să recomand cărți. Mie îmi plac, acum nu știu, pentru specialiști mi-e plac jurnale de știință foarte mult. Mm-hmm. Deci sunt foarte faine. Deci atâtea informații afli de acolo. Da. Pentru cei care nu sunt specialiști, nu recomand dezvoltare personală. Deci nu se recomandă așa ceva, nici de cum. Da, e un lucru foarte important pe care tocmai l-ai spus. Asta da, nu recomand. Pare, în direcția asta mergeam și eu cu ideea. Nu da, recomand cărți de dezvoltare personală. Mm-hmm. Da, pentru că suntem invadați, vezi, și din punct de vedere al cărților și al postărilor, să spun așa, exact cum ziceai tu de, și la, pe partea de, de traumă sau pe distres, de tot felul de mesaje, lasă că o să treacă, va fi bine, mâine va fi o zi mai bună și cred că asta, în momentul în care mă trezesc și văd că nu este o zi mai bună, mă poate panica. 100%. Da. Deci eu momentan singura chestie pe care am văzut că funcționează este psihoterapia. Da. Atât. Deci nu am văzut altceva să ajute cu adevărat. Cărțile nu au această putere. Ele nu fac decât să amplifice ceea ce avem în capul nostru. Mm-hmm. Atât. Și dacă avem o chestie de gândire patologică, cam o să amplifice. Mm-hmm. Da, adevărul că în patologie există și interpretativitatea, mesajele de care, de exemplu, psihoticul se leagă. Foarte puternic se leagă. Deci nu, eu nu recomand cărți în terapie. Dacă aș recomanda, desigur că aș recomanda terapia adleriană. Da. Sau terapia adleriană. Am înțeles. Și sunt câteva bune, că mai ales Frankl a făcut parte din grupul ăsta de adleriană și puțin. Da. Aș vrea să ne spui în încheiere câteva idei principale, nu știu, mesaje pentru cei care ne urmăresc. Ce-ți vine ție în minte pur și simplu așa ca mesaj de final? Ca mesaj de final? Asta sunt întrebări grele. Altceva... Că funcționează depresia sau teoria serotoninei. Da. Nu știu, dar eu cred cu tărie că oamenii ar trebui să se cunoască. Și cred cu tărie încă o dată că darul psihoterapiei este cunoașterea de sine. Dacă nu există cunoaștere de sine, vezi foarte mulți vin în cabinet cu cuvinte și termeni precum subconștient. Uh-huh. Nu există subconștient. Un termen foarte vechi, popularizat de Freud, creat de altcineva, există neconștient. Ce înseamnă neconștient? O înseamnă de neînțeles. Adică oamenii sunt ființe neconștiente. Asta este. Și pot să spun și de ce rapid? Gândirea umană se pune până la 4 ani jumate. Logica în capul omului vine pe la 9 ani. Gata. Deci o mare parte din cum ți-ai făcut tu percepțiile asupra vieții
s-au pus că nu există logică în cap. Și psihoterapia vrea să readucă la suprafață ceea ce tu nu știi. Și asta înseamnă neconștientul. Bineînțeles, ceea ce tu nu știi despre tine. Când ai pus lumina pe ceea ce ai aflat despre tine, nu mai este neconștient. E conștient. Și atunci poți să acționezi mai bine. Deci eu zic că darul psihoterapiei este cunoașterea de sine. Și dacă ai o cunoaștere de sine utilă, s-ar putea ca toate deciziile să fie diferite. Foarte diferite. Extraordinar de diferite. Dar iarăși, este o chestie foarte grea de făcut. Pentru că eu văd psihoterapia ca fiind asemănătoare cu sinuciderea. Că trebuie să-ți sinucizi gândirea veche. Mm-hmm. Da. Și e foarte greu de făcut. Oamenii nici nu pot să-și aleagă cu ce să schimbe mâncarea din seara asta. De asta își sinucidă gândirea complet. E foarte complicat. Deci au rezistențe foarte mari. Așa este. Suntem fidele a ceea ce exact. Nu știm până în momentul actual. Terapia ține foarte puțin. Rezistențele te duc mult. Foarte mult. Mm-hmm. Da. Rezistențele deci, durează, de fapt. Foarte mult durează rezistențele. Da. Da. Și nici nu poți să forțezi. Că dacă tu forțezi, el are capacitatea să stea și mai mult. Așa este. Sau să plece. Nu fie capabil să da. Încheie sau să continue procesul terapeutic. Exact. Deci procesul terapeutic poate fi și foarte scurt și foarte lung. Da. Deci nu știu. N-aș putea să spun că ține un proces. Știu că ține într-o oră jumate, cam așa. Și mm-hmm. 3 luni, 6 luni, da, jumate. Exact. Depinde de persoană. Depinde de ce scop are, da. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ai oferit astăzi. Mulțumesc exacte, concrete, foarte clare. Exemplele tale au fost de ajutor și pentru mine și cu siguranță și pentru cei care ne-au urmărit. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi și ne revedem în curând la un nou episod. O seară plăcută!